Vecii vecilor. Amin. Înălțat cu Te-ai într-o slavă, Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicii, mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu. Fericiți într-o adormire, ostași, eroi și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru întregirea neamului românesc, eliberarea și demnitatea noastră și pentru slava Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, cu tot neamul lor cel adormit, pentru ca să ni se ierte lor toate greșelile, cele cu voie și cele fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, 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 miluiește!
Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, care cu brațul tău zdrobește războaiele, ridicând prin nespusa ta întrupare și prin patima cea de bunăvoie a unui a născut Fiului tău, a Domnului nostru Iisus Hristos. Tu care n-ai rătat totdeauna că jertfa este urmată de victorie și după cruce vine învierea, ascultă rugăciunile noastre în ceasul acesta, acordând ceea ce noi cerem de la puterea ta și de la iubirea ta de oameni. De la puterea ta, noi, smeriți robii tăi, cerem să păzești poporul nostru, să-l conduci în victorie, în victorie și ridicându-l din slavă în slavă, iar de la iubirea ta de oameni, a celor care au căzut glorios în luptă, pentru apărarea țării și a credinței noastre strămoșești, așează-i pe ei în corturile areșilor tăi, că sufletele lor ne înconjoară acum ca un nor. Relicvele lor păzesc hotarele patriei noastre, iar cinstit sângele lor udă arborele libertății noastre. Și precum pe pământ i-au format elita oștirii, așa și în cer, să constituie de asemenea o ceată de sfinți martiri. Și cum ei au meritat să fie cinstiți de către oameni, tot așa și în cerul să fie cinstiți ca sfinții ai tăi. De vreme ce acești sfinți eroi lupta cea bună au luptat căzând la datorie, tu, drepturile judecător, rânduiește-le lor cununa dreptății. Iar nouă, care prin jertfa lor trăim liber, dă-ne nouă, Doamne, totdeauna amintirea supremului lor sacrificiu ieșit din jertfelnicia lor, precum și curajul de a imita. Din înălțimea locașului tău, trimite binecuvântarea ta asupra celor care ne conduc. Păzește armata țării noastre, întărește brațul camarazilor ei, iar prin rugăciune preasfinte născătoare, Dumnezeu, păzitoarea noastră nebiruită, călăuzește-ne către mântuire. Amin. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților, rog Dumnezeu, eroi stași ai neamului românesc, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, legea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacucernice Părinte, binecuvintează. Cel ce s-a înălțat la cer, bucurie făcând ucenicilor săi, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale și ale Sfinților Apostoli, sufletele fericiților într-o adormire ostași, eroi și luptători români din toate timpurile, din toate locurile căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru întregirea neamului românesc, în corturile dreptilor să le așeze, în slujbele de Avram să le odihnească și cu dreptii să-i numere, iar pe noi să le miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Invităm oficialitățile să se ridice pe scenă pe planul sacru. Într-o fericită pomenire veșnică odihnă, fă, Doamne, sufletelor adormiților, robul Dumnezeu, eroi ostași ai neamului românesc, cu tot neamul lor, și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire,
Eternitatea din municipiul Roman. Pomenește, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi. Soldat a Băhnitoriei Ioan, soldat a Brușel Gheorghe, soldat Axente Alexandru, soldat Adam Damian, soldat a Dăscăliță Dumitru, soldat Belceanu Constantin, soldat Beledea Dumitru, soldat Belinski Toader, soldat Bendem Alexandru, soldat Benea Andrei, soldat Benjeliu Ioan, soldat Călină Toma, soldat Caliu Ioan, soldat Călăudă Mihai, soldat Câmpianu Tudor, soldat Câmpianu Gheorghe, soldat Canaci Dumitru, soldat Cantoveanu Ioan, soldat Capricianu Mihalachi, soldat Chivu Ioan, soldat Danilă Ioan, soldat Danu Gheorghe, soldat Darie Gheorghe, soldat Darie Gheorghe, soldat David Crăciun, soldat Enachi Rusu, soldat Enachi Dumitru, soldat Enea Edde, soldat Enea Ștefan, soldat Enea Ioan, soldat Epure Constantin, soldat Ertaghi Gheorghe, soldat Fabian Vasile, soldat Falcău Ioan, soldat Fălcuță Alexe, soldat Fălui Vasile, soldat Fecioriu Neculai, soldat Feciorul Neculai, soldat Filip Popa, soldat Filintașu Gheorghe, cu tot neamul lor cel adormit. Are cuvântul domnul comandant al garnizoanei Roman, domnul colonel inginer Croitorul Petre. Soldat Flora Gheorghe, sergent Florescu Petru, soldat Fotachi Gheorghe, soldat Frâncu Constantin, soldat Franz Giurgi, soldat Gal Petre, soldat Gălbenuș Neculai, soldat Genai Ilie, soldat Georgescu Silivestru, soldat Gerasim Dumitru, soldat Gherguț Joje, soldat Ghezilă Martin, soldat Chiriac Nicolae, soldat Gheorgheaș Iorgu, soldat Grigore Neculai, soldat Grigorescu Marin, soldat Gropariu Tudor, soldat Ilea Franț, soldat Ilie Ioan, soldat Iliescu Ștefan, caporal Imbra Adrian. Are cuvântul domnul primar al municipiului Roman, domnul Lucian Ovidiu Micu. Soldat Înaltu Grigore, soldat Ioan Călugăru, soldat Iorga Ioan, soldat Irimia Ioan, soldat Isami Neculai, soldat Isop Gheorghe, soldat Ivan Ioan, soldat Ivanciu Gherena, soldat Jojă Raza, soldat Juvină Toader, soldat Caul Weisinger, soldat Cos Iosif, soldat Larion Gheorghe, soldat Lascăr Paraschiv, soldat Lațu Stan, soldat Lazar Mihaiu, soldat Lecunci Andrei, soldat Leu Constantin, caporal Leu Vasile, soldat Leubei Andrei. Are cuvântul comandantul centrului 83, mentenanță, domnul locotenent colonel Chici Gabriel. Soldat Smărândescu Nicolai, soldat Sofican Dumitru, soldat Solomon Gheorghe, soldat Șontică Constantin, soldat Sorescu Gheorghe, caporal Spanache Gheorghe, soldat Spânu Tudor, soldat Spire Dumitru, soldat Stănescu Ștefan, soldat Stanciu Constantin, soldat Strati Ioan, soldat Strechie Stan, soldat Stroie Dumitru, soldat Sutar Dumitru, soldat Tabac Ioan, soldat Tabacariu Dumitru, soldat Tănase Dumitru, soldat Tanciu Ioan, soldat Tanază Ioan, soldat Tapian Constantin. Are cuvântul locțiitorul comandului batalionului 43 aprovizionare și transport, domnul major Chiriac Petru.
Soldat Tănase Angel, soldat Tanciu Ioan, soldat Tantaza Ioan, soldat Tuscău Ioan, soldat Tutoveanu Constantin, sergent Urzicuță Drăgan, soldat Ușurelu Ioan, soldat Văduvă Ioan, soldat Văduvă Marin, soldat Vășdorgă Dumitru, soldat Vălcescu Marin, soldat Velicu Velicu, soldat Verdeș Gheorghe, soldat Vică Radu, caporal Vlad Gheorghe, soldat Vlașcu Dumitru, soldat Voicu Stan, soldat Voiculescu Ioan, soldat Zarta Gheorghe, soldat Zedic Mihai. Are cuvântul Părintele Protopop, domnul Dragoș Munteanu. Hristos s-a înălțat! Astăzi sărbătorim cu toții înălțarea Domnului și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, o zi cu o însemnătate deosebită pentru noi, o zi scrisă cu litere de aur în istoria mântuirii sufletelor noastre. În această zi binecuvântată de Dumnezeu, fiecare dintre noi facem aducerea aminte de cei care și-au dat viața și cu sângele lor au marcat noile teritorii ale României noastre. În această zi, fiecare dintre noi facem pomenire eroilor care au devenit sfinții poporului român și totodată aducem cinstire sfinților care sunt eroii bisericii noastre. În cele ce urmează, am să rog pe Părintele Director Amarini să dea citire mesajului înalt preasfințitului Părintele nostru Ioachim cu ocazia zilei înălțării Domnului și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și ziua eroilor. Hristos s-a înălțat! Mesaj transmis cu prilejul ceremoniei religioase dedicate zilei eroilor neamului. Sărbătoarea de astăzi e o zi în care ne aducem aminte despre marea minune a înălțării Domnului Iisus Hristos, care după 40 de zile în care a stat cu ucenicii săi pentru ca ei să fie convinși de adevărul învierii, s-a înălțat la ceruri. În această zi de mare sărbătoare ne amintim și de faptele de vitejie a eroilor, care cu gândul la învierea acestui neam atât de încercat în istoria sa, au fost ridicați în slava lui Dumnezeu, pentru că lupta lor a fost una de apărare nu doar a granițelor geografice ale țării, ci mai mult decât atât, ei s-au sacrificat pentru ca generația de astăzi să se bucure de libertate, să își manifeste cu demnitate credința, să-și strângă la piept cu serenitate fiii și nepoții și să poată gândi și simți cu demnitate la străbunii care au făurit ideea de Românie și de neam. În această zi, clopotele bisericilor vestesc în toată țara glasul recunoștinței noastre pentru ceea ce au făcut eroii neamului pentru noi, iar sunetul armei, glasul trompetei și steagul fluturând sunt mărturia vie că soldatul român de astăzi, după 100 de ani de istorie, trăiește același fior lăuntric ca atunci când strigă numele țării pe care trebuie să o apere. Astăzi suntem chemați să luptăm cu un alt fel de dușman și pe alte câmpuri de luptă, însă gândurile noastre trebuie să fie la fel de curate și voința la fel de fermă. Să ne înălțăm și noi simțirea, gândind dincolo de interesele imediate și egoiste, asemenea eroilor pe care astăzi îi comemorăm. Ziua Înălțării Domnului nu trebuie să rămână doar o zi comemorativă de pomenire și omagiere a eroilor care, întorși de pe câmpurile de luptă, au arătat pe trupurile lor semnele iubirii de neam și de patrie, ci trebuie să fie și o zi de angajament solemn în fața lui Dumnezeu și a conștiinței strămoșilor noștri că vom lupta în continuare pentru apărarea identității spirituale și naționale a acestui popor și vom rămâne cu recunoștință în aceeași unitate pentru care generații întregi de români s-au jertfit. Dumnezeu să primească jertfa eroilor români în împărăția sa cea veșnică și să ocrotească acest ținut binecuvântat al romanului și pe ostașii țării noastre. Glorie eroilor neamului românesc, Ioachim, arhiepiscopul romanului și Bacăului. Are cuvântul comandantul garnizoanei roman, domnul colonel inginer Croitorul Petre. Am onoarea să vă salut. De ziua înălțării Domnului celebrăm ziua eroilor, sărbătoare națională a poporului român,
în memoria celor căzuți de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă pentru libertate, credință, apărarea țării și întregirea neamului. Nu cred că este o zi mai potrivită pentru cinstirea eroilor români decât ziua înălțării, când facem pomenirea tuturor eroilor, ostașilor și luptătorilor români din toate timpurile și toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă pentru apărarea patriei, întregirea neamului, libertatea și demnitatea poporului român. De-a lungul istoriei zbuciumate a poporului român și-au jertfit viața un număr impresionant de eroi. Astfel, în războiul de independență, peste 10.000 de ostași, în primul război mondial, peste 330.000 de militari, în cel de-al doilea război mondial, peste 450.000 de militari. Datorită jertfei supreme a acestora, noi ne-am păstrat identitatea națională și nu am uitat cine suntem, care este menirea noastră pe acest pământ, reușind să ținem mereu fruntea sus, ne lăsându-ne striviți de tăvălugul istoriei. Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul deputat Dan Laurențiu Leureanu. Hristos s-a înălțat și bine ne regăsim într-o zi de sărbătoare a înălțării Domnului nostru Iisus Hristos, care, după ce s-a pogorât și cu lumina sa a călcat moartea în picioare, a stat împreună cu apostolii, iar apoi s-a înălțat la ceruri, deschizând drumul spre lumină și pentru noi cei toți care eram cufundați în întuneric. Când te-ai pogorât la moarte, cel ce-și viața cea fără de moarte, atunci iadul ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii tale, iar când ai înviat pe cei morți din cei de desubt, toate puterile cerești au strigat ție, Dătătorule de viață, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă ție! Iată așadar cum lumina vine și umbrește întunericul și răutatea. Această pildă este și pentru noi oamenii, care mai buni, mai luminoși vom fi, care înțelegători, mai dăruiți vom fi. Dar în această zi, după pilda Mântuitorului, sărbătorim și ziua eroilor neamului, un popor de eroi. Astăzi, când au fost pomeniți soldați, caporali, sergenți, ostași ai armatei române, martiri, s-au aprins în ceruri, precum lumânările, azi de ziua de înălțare sufletele lor. Un popor de martiri care veghează un popor de pe pământ. Un popor care dorește să fie mai bun, fiecare pentru el însuși și deopotrivă pentru toți ceilalți. Bunătatea este aprinderea luminii, credința este dăinuirea ei. Așadar, vă îndemn pe toți să fim mai buni, mai concilianți, mai sinceri, pentru a-i omagia astfel pe martirii noștri și pentru a aduce slavă împăratului nostru ceresc, Domnul nostru Iisus Hristos. Hristos s-a înălțat. Are cuvântul domnul primar al municipiului Roman, domnul Lucian Ovidiu Micu. Preacucernici, părinți, domnule comandant, stimate cadre militare în activitate, în retragere și în rezervă, dragi copii, doamnelor și domnilor, în această zi de sfântă sărbătoare ne înclinăm cu venerație și recunoștință spre eroii neamului. La școală am învățat că eroii sunt acele persoane care au dat dovadă de vitejie sau care au ieșit în evidență prin fapte extraordinare de luptă. Sunt soldații care și-au dat viața pe câmpurile de luptă. Sunt cei care și-au arătat devotamentul pentru patrie și pentru o cauză. Viața ne-a învățat că un erou este o persoană care poate fi luată drept exemplu în comunitate. De aceea sunt onorat să mă înclin în fața eroilor care au trăit în timpuri de război, dar și în fața eroilor de astăzi, când ne bucurăm de pace și construim împreună un viitor mai frumos pentru cei care ne vor urma. Cred că nu este deloc întâmplătoare sărbătorirea Zilei Eroilor
într-una din zilele cele mai importante ale creștinătății, cea de înălțare, pentru că Sfânta Învățătură este plină de sfaturi despre cum să fim mai buni, mai toleranți. Vreau să vă mulțumesc tuturor, pentru că astăzi, împreună aici, am ridicat o închinăciune și o rugăciune pentru eroii neamului. Dar de asemenea vreau să le mulțumesc și eroilor de printre noi, de la care putem să învățăm că sacrificiul și munca ne înalță spre binecuvântarea veșnică. Hristos s-a înălțat! Urmează defilarea detașamentului de onoare. Defilarea detașamentului de onoare.